Hai, amichito! Ăsta e loc de cafea, e loc de joacă pentru copii mari. Și le-am mai făcut și la băieți pe aici loc de joacă. Niște pervaze așa, unul mai jos, unul mai sus, acolo mai trebuie să punem o bucată și încă la geamul ăla încă o bucată. Tot așa, de jur împrejur, să aibă acolo la geam este, acolo este, să aibă ei unde să se joace. Pi, 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 pa, pa, pa. Am schimbat un pic de atele problemei, femeluța asta m-am gândit eu mai bine și o să o fac cu Magellan. De ce? Așa m-am gândit eu. O combinase prințul deja, dar acum l-am deschis. Magellanul e sus, o cheamă și ea e jos pe boxer. Încă nu a călcat-o, încă nu s-o legat de el, nu s-o lipit de el cum trebuie. Dar, na, urmează. Așa. O pereche am făcut-o ușor, asta e gata. Femeluța albastră din Gorghero, 75, cu gălățani, cu masculul Stipper, cu albul meu, ăsta mare, o aripă lungă, coadă lungă, un zburător extraordinar, îi lipsește o leacă de foc. Și femeluța asta, eu cred că are foc, trebuie să dea foc. Să dea foc la mansardă. Femeluța asta e focoasă rău. Asta. Eram în, nu în dilemă, că vorba vine, dilemă. Eram pe punctul să, trebuia să aleg între asta și mai am o albastră diluată. Asta și o albastră diluată. Diluata cealaltă e un picuț mai mare și el e destul de mare. Și am scoaleg pe asta, e mai micuț un pic. Zboară și ea, dar el zboară extraordinar. Eu cred că zboară pui din ei de fras capătă. Numai că na, mi-ar fi plăcut o sozată închis. Albul inițial s-o împerechea cu aia, pe jos, pe acolo, până matcă. Și aș fi lăsat împreună dacă femeia nu avea alb pe ea. Că eu oricum pe el îl suspectez că e și bălțat. Normal, un Stipper la vârsta lui trebuia să se pistruieze mai mult, să pară picățele negre mai multe la fiecare năpârlire, că asta e principala caracteristică a genei Stipper. Da. Acum, orică e și cuc, orică are bălțătură, under grizzle, habar n-am, are niște chestii care îl fac mai alb decât trebuie să fie. Și acum vreau să mă scap de ele, sau prima dată vreau să le identific. Da, l-am pus cu albastră, ca așa să verifică un porumbel ce gene poartă. Îl pui cu albastru, e simplu. Și după aia vezi ce scoate, cum scoate. Mă bun! Și vedem, păstrez din ei care o să iasă Stipper. Sper că nu o să iasă așa alb ca el. Puh, s-ar putea să iasă, nu știu, habar n-am. Tata s-o epistruiat bine, tata lui. Știți voi, Stipperul meu, l-am prezentat în ceva clipuri, habar n-am. Ăla trebuie să-l trimit și pe ăla, la Denis Vlășceanu, la Drăgășani, când o să-i trimit femeia înapoi. Da, hai, Gagica, du-te acolo la Magellanul, hai. Hai. Hai, amichito, v-am arătat, cum să nu, locul meu de cafea, amichito, încă n-am terminat, mai trebuie să fac acolo încă un pervaz de la în continuare, să fie așa pi, până în capăt și încă acolo sub geamul ăla încă un pervaz, ca să poată să joace ei aici, să bată aripa dintr-o parte în alta, hai că vedem, nu știu dacă mai am chef acum seara să le fac, că mi-e cam friguț, mi-a înghețat nasul, mi-a înghețat mâinile, deștele de la picioare, cred că pot să le și tai, că nu ne mai simt. Hai, că vă bă, ceau!